Bună tuturor celor din zodia fecioară sau care aveți ascendentul sau luna în de fecioară și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna mai 2024. pentru cei dintre voi care vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem Cavalerul de Bâte. Faceți un drum, comunicați cu o anumită persoană, foarte multă acțiune, foarte multă activitate. Sunteți puși pe fapte mari în săptămâna aceasta. Aveți de a face și cu un semn de foc, berbecleu, săgetător, cu un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Cred că o să lăsați în urmă dragostea cuiva sau faptul cu o anumită persoană vă sensibilizează sau pleacă cineva din viața voastră și încercați să găsiți niște răspunsuri. Lăsați ceva în urmă, ce lăsați, niște conversații inutile, unde nu se găsește o rezolvare, ci mai degrabă vă stresați și vă enervați și pre preferați să nu mai mergeți în direcția respectivă, că nu vă face bine. În a doua săptămână avem spânzuratul. Aveți de face cu semne de apă, rac, scorpion, pește, aici mi-apare zodia peștea și analizați și încercați să înțelegeți sau să schimbați ceva ce nu funcționează pentru că simțiți așa că bateți pasul pe loc poate fi și o relație pusă pe pauză o colaborare sunteți foarte nemulțumiți de cum merg anumite lucruri și tot vă gândiți oare dacă ați fi acționat diferit s-ar fi întâmplat altceva adevărul oricum va ieși la iveală sau veți clarifica cu siguranță în a doua săptămână ceea ce vă macină nu începeți voi săptămâna în cea mai bună formă, dar pe parcurs lucrurile se vor rezolva. Apare și o veste pozitivă de la o instituție, sau reluați comunicarea cu un partener de afaceri, cu persoana iubită în cazul în care sunteți certați, sau poate vă găsiți liniște alături de cineva. Sunt foarte multe elemente din trecut care vă stresează, parcă vă eliberați și mergeți mai departe. Este nevoie de un telefon, de un mesaj, de un semn pe care să-l primiți, dar văd și foarte multe rezolvări pe cale legală. Posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător, semne de apă, rac, scorpion sau pești. În a treia săptămână faceți un drum, o călătorie, apare un progres, o evoluție, vești foarte bune, cercetați, analizați sau sunteți atenți la anumite conversații. Aici puteți întâlni persoane noi, foarte interesante, poate fi vorba și de un flirt, poate fi vorba și de o situație care vă ajută pe voi să ieșiți dintr-un impas emoțional, dintr-o instabilitate emoțională. Puteți avea contact cu semne de foc, berbecleu, săgetător, semne de apă, rac, scorpion sau pești. Există un regret, voi veți simți nevoia să vorbiți cu cineva despre o durere din sufletul vostru, să spuneți ce vă macină, ce vă mâhnește foarte tare. Iar această persoană parcă vă arată calea să ieșiți din zona aceasta instabilă. Poate are legătură și cu o situație financiară cu locul de muncă, vreți să începeți activități noi, ceva nu vă mai mulțumește în momentul actual și căutați variante, căutați surse, căutați situații noi care să vă scoată din zona în care vă sunteți în momentul actual și cum vă face această situație, să vă simțiți. În a patra săptămână avem o rege de bâte, intrați în contact cu o persoană foarte încântătoare, șarmantă care are cuvintele la el, e un bărbat în semn de foc, berbec, săgetător, dar nu e neapărat, poate fi și o femeie foarte puternică. Zodia leu predomină, persoană de la drum, faceți un drum, mergeți undeva, ă, colaborați cu cineva, primiți vești bune de la drum, faceți planuri de viitor, aveți mult potențial, veți avea parte de mult potențial din partea acestei persoane care vă susține. Poate fi vorba și de o colaborare. Dar vorbim și de situații menite, predestinate. Vă îndrăgostiți, unii dintre voi vă îndrăgostiți de o persoană de la drum sau uh, vă bazați mult pe credință, vă rugați mai mult și veți avea succes în ceea ce vă propuneți. În dragoste apar multe discuții, în contradictoriu, sunteți foarte provocați. Apare multă instabilitate în gândurile voastre, nu știți ce o să se mai întâmple și cum o să fie, de ce vă merge, cum vă merge în dragoste, nu mai înțelegeți nimic. Poate fi vorba și de o relație la distanță care a fost așa îndute, îndute vinul. Acum ați vorbit, mâine n-ați mai vorbit, dar există și foarte multă dragoste sau uh, există o agitație mentală, iubiți o persoană de la drum lung, persoana respectivă nu știe încă ce simțiți pentru el sau pentru ea. Vorbim de o relație foarte sănătoasă care pe luna mai mi apare blocată, nu se inițiază nimic, totul este într-o stagnare, așteptați o schimbare pozitivă pe planul sentimental, simțiți o conexiune aparte, aveți o chimie aparte cu o anumită persoană, doar că nu puteți manifesta lucrurile liber sau poate această persoană nu manifestă ceea ce simte cu adevărat, deși simte chimie, simte dorința, simte că aveți ceva în comun și puteți clădi ceva. Pe de altă parte, vorbim și de anumite relații care nu mai funcționează și cred că veți încerca să ajungeți la un numitor comun. Merge sau nu merge, nu vă mai chinuiți de acum încolo. Pe planul profesional, sunteți plini de speranță la ce sperați, la o reușită, la o creștere, poate o poziție mai bună. Da, și veți ieși victorioși. Aici mi-apare o promovare, un succes. Sunteți lăudați, sunteți apreciați, vă ies lucrurile din plin, scăpați de multă confuzie și parcă sunteți plini de speranță. Deci, pe planul muncii, să știți că veți sta excelent, că aveți un loc de muncă, că vreți să vi-l schimbați, că vreți să începeți un business, că aveți deja un business și nu prea funcționează. Din punctul acesta de vedere, lucrurile vor exploda așa în bine. Financiar, sunteți un pic mâhniți că tot ați făcut compromisuri. Um, o să vi se schimbe norocul pe bani pentru că mi apare aici o abundență o reușită, o împlinire numai că trebuie să fiți atenți unde vi se scurg banii pentru că există persoane manipulatoare care vă cam stoarce de energie și de resursă financiară poate fi o problemă sau un contract, o colaborare care vă poate aduce o pierdere, o investiție aveți mare grijă la o investiție, aveți mare grijă la cheltuielile online ce cumpărați în mediul online, ce vindeți, că nu primiți banii la timp. Să fiți foarte atenți la micile înșelăciuni care pot apărea, să pot fi mai mari înșelăciuni, pentru că aveți abundență financiară, dar undeva aveți o scurgere de bani. Pe sănătate avem o rege de spade, un medic, ori că lucrați în domeniul medical, ori voi apelați la serviciile unui medic, pentru că există o problemă care apare din senin și vreți mai multe informații, vreți să știți mai multe detalii despre acea situație de sănătate care vă macină, e posibil să fie ceva în zona capului sau vă îngrijorează sănătatea cuiva din familie sau poate lucrați în domeniul medical, cert este că apare o schimbare destul de bruscă care trebuie rezolvată. Provocarea vine cu diavolul, zodia Capricorn, Ea să vedem ce aduce, o trădare, o trădare dureroasă, o, înșel, um, o înșelăciune poate fi sau o nedreptate care vi se face. Poate vi se face și cu un semn de aer, gemen, balanță, vârsător. Este o situație pe care nu o puteți suporta. Da. Eliminați din viața voastră un personaj, o persoană care v-a trădat, persoană cu intenții mincinoase, înșelătoare. Văd că această persoană zâmbește, dar. Știți cum e, cine râde la urmă de mai bine, poate vă afectează situația pe moment și nu v-ați fi așteptat la piedicele acestea și la ghinionul acesta, doar că tot rău este spre binele vostru. Surpriza vine cu puterea, ceea ce înseamnă că va trebui să aveți răbdare, să nu reacționați impulsiv, ci să gândiți foarte, să vă căutați răspunsuri în adâncul sufletului vostru, să dați o vadă de înțelepciune și înțelegere, pentru că vi se vor arăta multe lucruri, veți găsi calea de a ieși din situația aceasta provocată de o persoană rea. Puteți avea de -a face cu zoi de aleu, cu zoi de fecioară, gemeni, balanță, vârstător, taur, fecioară sau capricorn. Veți, avea, veți fi ocupați oricum, văd foarte, mult, uh, uh, foarte mult progres pentru a afla lucruri. Cred că vreți să cercetați, să vă documentați anumite secrete și veți primi dovezi. Multe dovezi de dragoste, poate pentru o instituție, o moștenire, uh, pe cumpărăturile acestea online, în cazul în care sunteți păcăliți, atenție, unde vă băgați cardurile și toate astea, e o situație care nu se recuperează de pe o zi pe altă. Poate fi vorba de o împăcare, poate fi vorba de o nouă poveste de dragoste, dar văd și foarte multă victorie reușită, vești bune, împlinire, deci veți ieși dintr-o greutate, dar cu multă trudă, cu multă muncă. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!